Cei care sunteți bărbați și ați primit de la Dumnezeu, alături de mine, mandatul să ne iubim soțiile, să știți că asta nu este instinctual, asta nu este reflex, este doar o alegere conștientă pe care noi acceptăm să o facem. Dumnezeu nu sporuncește să simți ceva. Dumnezeu sporuncește să faci ceva. Fluturii din stomac pleacă, că i-au avut rolul doar să te împingă în căsătorie. De aceea mulți se căsătoresc cu cine nu trebuie, pentru că se lasă împinși de fluturași. Sunt oameni care divorțează de soțiile lor și dacă cineva îi întreabă de ce au divorțat, spune, domne, nu ne mai înțelegem, nu ne mai potrivim la caracter, nu mai pot să o sufăr. Hristos a spus, iubiți-vă vrăjmași, adică pe cei pe care nu-i mai, nu mai, suferiți, iubiți -i. Scumpii mei, am pregătit un scurt mesaj, o predică pe care vreau să o rostesc la nunta acestor doi tineri și pe care am intitulat Omul cu trei case. Noi toți ne naștem în familie, trăim în familie și murim în familie. Familia este o experiență de fiecare zi. Atunci când predicatorii se ridică la învon să țină o predică despre familie, să știți că au oarece probleme, sau nu neapărat probleme, dar ceva dificultăți. Pentru că ce ai putea să spui despre viața de familie ce dumneavoastră nu știți? Viața de familie este o experiență personală și zilnică. Noi toți știm ce înseamnă să fii un tată, o mamă, un soț, o soție. Însă, căsătoria este și un ideal al lui Dumnezeu, pentru că s-a născut în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a oficiat prima căsătorie. Căsătoria face parte din lucrurile de dinaintea căderii, de aceea face parte din categoria lucrurilor foarte bune și ea este prima institu instituție pe care Dumnezeu a realizat-o. Cred că am două sau trei idei pe care vreau să le spun la sărbătoarea aceasta și încep prin a vă spune că în viața unui om există multe influențe. Noi suntem oameni influențabili și foarte multe lucruri ne influențează într-un fel sau în altul. Totuși în viața unui om există printre multele influențe trei mari influențe care au cea mai mare forță asupra personalității lui și uh, prima dintre ele este influența părinților prin educație. Procesul de educație și de corectare făcut de părinți începe la naștere și se termină la căsătorie, urmând și în continuare, dar la o intensitate redusă. Atât de puternic este influența aceasta încât copilul preia cultura părinților, religie, tradiție, obiceiuri. A doua influență foarte puternică asupra unui om este influența mântuitorului prin convertire. Când un om se convertește, atât de puternică este influența scripturilor încât îi schimbă viața. El face o selecție puternică asupra valorilor și convingerilor lui și încet, încet el devine un alt om. Scriptura spune că dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, este o altă făptură. O a treia influență care este extrem de puternică este influența partenerului de viață sau a tovarășului de viață prin căsătorie. Căsătoria îi expune pe soți la o schimbare reciprocă pentru că amândoi se vor influența unul pe altul în procesul acesta de a deveni una. Atunci când vorbim despre influența aceasta, trebuie să afirmăm și faptul că uneori când băieții ajung la vârsta de 18 ani, 16, 18, 20 de ani, dacă mama își permite într-o relație de prietenie sau de rudenie, s-ar putea să spună un anumit lucru despre băiatul ei, că nu a reușit să-l corecteze cu privire la lucrul acela. Însă dacă se întâmplă că el prietenește, se logodește și se căsătorește, mama cu stupoare constată că el imediat schimbă lucrul acela. Ce am vrut să pun în evidență este faptul că, în general, soția este mai influentă asupra soțului decât soțul asupra soției. Spun eu uneori și menționez că spun ban glumă mai în serios că lumea este condusă de bărbați și bărbații sunt conduși de femei. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este, vreau să menționez faptul că în căsătorie trebuie să existe echilibru. Și ce vreau să spun cu ideea aceasta este faptul că echilibrul acesta vreau să se referă la ceva anume, și anume la cele trei case de care vă spuneam. Când vorbim despre casă, noi vorbim despre casa unde locuim, să zicem în kitchener, despre casa unde ne închinăm, adică casa aceasta, care are o anumită adresă, și sperăm să ajungem într-o zi în casa din cer, care este veșnică. Asta înseamnă, amin, asta înseamnă că noi avem trei case în care trebuie să investim, trei case în care trebuie să ne implicăm, trei case de care trebuie să ne îngrijim. Atunci când un credincios, în speță în dimineața aceasta cei doi mii și sigur părinții lor și noi toți, în calitate de credincioși, noi trebuie să ne gândim în egală măsură la toate aceste trei case, considerând că facem parte din ele. În casa de acasă, acolo unde ne este familia, trebuie să ne îngrijim de toate lucrurile. Soția ocupându-se în principiu de interiorul casei și soțul de lucrurile de din afara casei. Și nu mă refer la curte, ci mă refer la tot ce înseamnă afară. Când vorbim de biserică. Locul ăsta este unul dintre locurile unde venim de câteva ori pe săptămână și locul ăsta ne influențează foarte mult. Iar când vorbim de cer, el este marea noastră speranță, el este viitorul nostru. Scopul meu este să-i spun lui Marcus și Joanei faptul că ar trebui să se gândească începând de astăzi nu doar la casa lor de pe o anumită stradă, adresa unde vor sta ei ca familie, acolo unde își vor investi banii și timpul. Acolo unde își vor așeza lucrurile în casă, așa cum le place lor, poate puțin diferit de casa părinților lor. Tendința noastră este să muncim mult și să ne împodobim casa cu tot ce strângem. Adică, cele mai multe dintre resursele noastre le investim în casa unde locuim. Și uneori avem indiferență față de casa lui Dumnezeu. Asta trădează o lipsă de maturitate, dacă nu de pocăință. Locul ăsta unde venim de două, trei ori să ne închinăm este într-o oarecare măsură casa noastră personală, pentru că noi suntem aici în calitate de coproprietari. Toți membrii unei biserici sunt proprietarii acestei clădiri, a acestei adrese, a acestei proprietăți. De aceea, noi toți ar trebui să avem interes pentru casa asta, pentru nevoile ei materiale, pentru nevoile ei financiare pentru nevoile ei, și nu vreau să intru în detalii, dar absolut toate proiectele bisericii, ele sunt de datoria noastră. Pentru că această casă este o casă comunitară, este casa lui Dumnezeu de pe pământ și este în egală măsură casa noastră. Marcus, Cioana, pe lângă casa voastră unde veți locui, unde o să faceți și o să creșteți copii. Vă rog să nu uitați că această casă este și a voastră, să aveți interes pentru casa asta, să susțineți financiar casa aceasta, să o susțineți prin prezența voastră, prin manifestarea darurilor voastre. Să vă uitați la casa asta ca la o casă a lui Dumnezeu și ca la o casă a voastră. Să manifestați interes. Voi ați fost crescuți în familii credincioase, ați văzut jerfa părinților voștri. Voi ați copilărie la școala duminicală și la tineret, voi ați avut parte de o copilărie bună, n-ați trăit în comunism, n-ați fost lipsiți, n-ați fost uh, pedepsiți. Uh, Dumnezeu se așteaptă ca în urma acestei investiții profunde, intense, să existe o viață responsabilă, atât pentru casa de la adresa unde veți locui, cât și pentru această casă a lui Dumnezeu. Să aveți respect pentru acest loc, cel puțin cât au avut părinții voștri. Și, în al treilea rând, gândiți-vă la casa unde veți ajunge voi. Asigurați-vă că veți trăi într-un fel care vă va califica să ajungeți acolo. Și când spun asta, nu mă refer la merite personale, ci mă refer la relația cu Isus Hristos în calitate de Domn și de Mântuitor. Lucrul acesta este mai important decât credeți voi și părinții voștri alături de noi toți care suntem aici, am trecut cândva pe la vârsta voastră, dar anii trec și o să treceți și voi prin ei și o să vedeți că în funcție de vârsta la care vă aflați, veți vedea lucrurile de pe pământ diferit. Nu uitați, pe lângă investiția în casa voastră unde veți locui voi, să nu uitați locul acesta și să nu uitați casa din cer în care sperăm să ajungem cu toții. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze! Uh, Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să mai spun încă o idee. Atunci când tinerii se căsătoresc, ei încearcă sentimente foarte profunde. Sentimentele acestea se numesc îndrăgostire. Îndrăgostirea nu este dragoste. Îndrăgostirea este un fel de pasiune care face parte dintr-un automatism hormonal pe care Dumnezeu l-a așezat în viața omului. Dumnezeu ne-a poruncit să procreem, adică să ne căsătorim și să facem copii perpetu în specia umană, drept pentru care, după ce trec de 14-16 ani fete băieți, dintr-o dată ei încep să facă diferența între copiii cu care se joacă sau tinerii cu care prietenesc. Înainte de vârsta aceasta, toți copiii sunt la fel, fără să se țină cont de gen, după ce treci de vârsta aceasta, dintr-o dată băieții se simt atrași de fete și invers, drept pentru care un băiat și alege o fată și se căsătorește. De ce ajunge la concluzia asta? Pentru că se declanșează un hormon care îl împinge în căsătorie prin ceea ce noi numim îndrăgostirea. Îndrăgostirea nu-i conștientă, îndrăgostirea este inconștientă, este, un, este o acțiune hormonală care se este un hormon care se activează pur și simplu și se dezactivează. Așa cum se activează hormonul de creștere și se... la naștere și se dezactivează pe la 20-21 de ani, că altfel am crește de și prin tavan, tot la fel se activează și se dezactivează hormonul de îndrăgostire. Acest hormon de îndrăgostire, de obicei, se începe să se dezactiveze după ce se consumă relația intimă. Psihologia spune că la cel mult doi ani nu mai există absolut nici urmă a acestui hormon. Asta înseamnă că cei doi sunt lăsați singuri să se iubească unii pe alții în mod conștient. Să se iubească unii pe alții ca o alegere personală. Până atunci nu e nevoie de asta. Vă dau un exemplu. Poate că sunt printre dumneavoastră părinți care ați avut un, o fată sau un băiat, care a prietenit cu cineva dintr-un alt oraș sau dintr-o altă țară, sau poate chiar de pe un alt continent și nu aveau posibilitatea să se vadă personal. Vă mai aduceți aminte cât vorbeau la telefon într-o zi? Mă gândesc că cel puțin vreo două ore, dacă nu trei, unii mai harnici chiar patru. Știți cât mai vorbesc la telefon după ce se căsătoresc și trece luna, renumita luna de miere și soțul stă toată ziua la serviciu plecat? Atât de mult vorbesc la telefon încât el când se întoarce acasă seara, nemulțumirea soției este că nu ia, nu numai că n-a sunat-o, dacă nu i-a răspuns când a sunat ea. Sau dacă i-a răspuns, a spus, am sori nu pot să vorbesc că sunt ocupat. Dau exemplul acesta ca să pună în evidență faptul că foarte mulți tineri când se căsătoresc, ei cred că ceea ce simt acum, fiorul acela, fluturile în stomac, pasiunea aceea o vor simți întotdeauna. Dar nu este adevărat. Asta pleacă cum a venit. E un musafir care te împinge în căsătorie și după aceea pleacă și te lasă singur. Când Biblia spune bărbatul să-și iubească nevasta, nu se referă la un fior inconștient al îndrăgostirii care vine și pleacă, ci se referă la o alegere conștientă și personală pe care tu alegi să o faci întotdeauna. Am să vă dau un scurt exemplu, deși nu vreau să stăruiesc asupra acestui aspect. Am să vă dau exemplu din 1 Corinteni, capitolul 13, acolo unde vreau să pun în evidență faptul că dragostea nu este o emoție, nu este un instinct, nu este ceva ce se manifestă independent de voința personală, ci din potrivă este o alegere personală pe care un om o face dacă alege să o facă și nu o face dacă nu alege să o facă. Aș vrea să citim de la versetul 4 din 1 Corinteni 13. O să mai fac o afirmație înainte de a citi. Citesc acest pasaj din Scriptură ca să pună în evidență că dragostea nu este o emoție, ci este o acțiune. Este ceea ce faci, nu ceea ce simți. Și acum o să citesc versetul 4. Dragostea e îndelung răbdătoare. Vă întreb, e o emoție sau o acțiune? Dragostea este plină de bunătate. Bunătatea este o emoție sau o atitudine, o acțiune? Dragostea nu pismuiește. Este o emoție sau o acțiune? Dragostea nu se laudă. Este o emoție sau o acțiune? Dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Este acțiune, atitudine, comportament sau este o emoție? Dragostea nu este individualistă și egoistă, nu caută folosul ei, nu se mânie, este acțiune, comportament, atitudine sau este o emoție. Nu continui că este suficient. Vă, vă stresez cu atâtea comparații. Oameni dragi, cei care sunteți bărbați și ați primit de la Dumnezeu, alături de mine, mandatul să ne iubim soțiile, să știți că asta nu este instinctual. Ăsta nu este reflex, este doar o alegere conștientă pe care noi acceptăm să o facem. Vă dau un exemplu. Sunt oameni care divorțează de soțiile lor și dacă cineva îi întreabă de ce au divorțat, spune, „Domne, nu ne mai înțelegem, nu ne mai potrivim la caracter, nu mai pot să o sufăr. Hristos a spus, iubiți-vă vrăjmași, adică pe cei pe care nu-i mai, nu mai suferiți, iubiți-i. Poate vreodată o soție să ajungă în raport cu soțul ei care a luat-o de la taică so și de la maică-sa de acasă, Pretinzând că o iubește Poate să ajungă în situația jalnică Să o urască mai mult decât urăște un vrășmaș Ce înseamnă dragoste? Sunt bărbați care spun Eu nu mai simt nimic Dar nici nu mai trebuie să simți nimic Dacă nu mai simți nimic e ok Dar uite ce trebuie să faci Când nu simți nimic și să se termină serviciu Și te duci acasă Te oprești la prăvălia de flori Alegi să te oprești la prăvălia de for Fără să simți nimic nu trebuie să simți absolut nimic, să fii liniștit. După luna de miere, e aproape normal să nu mai simți nimic. Te duci la prăvălia de flori, cumperi flori, poate cumperi și un card, te oprești într o parcare și scrii așa. Au trecut un an sau 50 de când suntem căsătoriți. Așa cum mi-ai promis, ai fost o femeie credincioasă. Ai crescut copiii noștri, eu toată ziua stând plecat de acasă ca să aduc bani. Ai fost o soție bună și răbdătoare, m-ai inspirat, m-ai ajutat și ai fost un adevărat ajutor potrivit îți scriu rândurile astea ca să știi că te iubesc la fel ca la început și te voi iubi întotdeauna. Poate pui și ceva de buzunar acolo în cardul ăla, îl închizi, îl bagi într-o anvelopă și îl pui în pachetelul cu flori, te duci acasă și florile le lași la ușă. Intri în casă și te faci că treci pe lângă soție și probabil că ea spune, hei, 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 uite-mă și pe mine aici te întorci, iei buchetul cu flori, te duci la ea, îi dai florile, o pupi, o îmbrățișezi și spui, hai să stăm un pic aici pe sofă, cum ți-a mers astăzi? Și indiferent că îți place ce auzi sau nu-ți place, cinci minute nu zici nimic și o asculti. E, asta înseamnă în mod practic să nu simți nimic și să iubești. Să iubești este ceea ce faci, să iubești este ceea ce alegi să faci. Este ceea ce alegi să faci. Nu trebuie să simți nimic, stai liniștit. Trebuie doar să alegi să-ți manifesti iubirea, pentru că nu eu ți-am poruncit să o iubești. Dumnezeu ți-a poruncit să o iubești. Și dacă Dumnezeu ți-a poruncit să nu furi, am văzut că nu furi. Dacă Dumnezeu ți-a poruncit să nu minți, am văzut că nu minți. În concluzie, l asculți pe Dumnezeu. Ei, dacă l asculți pe Dumnezeu, ascultă-l și cu privire la porunca asta. Dumnezeu nu-ți poruncește să simți ceva. Dumnezeu îți poruncește să faci ceva. Și nu să, fluturii din stomac pleacă, că i-au avut rolul doar să te împingă în căsătorie. De aceea mulți se căsătoresc cu cine nu trebuie, pentru că se lasă împinși de fluturași. Nu vreau să insist asupra acestui aspect. Spuneam că o să vorbesc puțin despre ce cred eu că ar trebui să facă Marcus cu Joana în următoarea lună sau în următoarele șase luni sau în următoarele 60 de ani. În primul rând, Marcus, încearcă să descoperi care sunt așteptările proaspetei tale soției. Să nu crezi, așa cum am făcut eu greșeala să cred, că ea e ca tine, ea nu e ca tine, omule. Când vei ajunge la vârsta mea, o să te miri cum ai reușit să aștepți că ea este ca tine. Femeile sunt diferite de bărbat cât este diferit cerul de pământ. Să știi că neamul femeiesc este un popor separat de neamul bărbătesc. Asta este prima diferență. Să nu spun a doua diferență faptul că ea a crescut într-o altă familie unde la breakfast nu se bea cafea, se bea ceai. La breakfast poate că nu se mânca, prima masă era la lunch. Să nu te aștepți să fie ca tine. Dacă îți propui să o iubești și altfel n-ai sta pe scaunul ăla, te rog frumos să înveți să o cunoști. Când o vei cunoaște, vei ști de ce are nevoie. Un mecanic ca să-ți repare mașina ridică capota, omule. Ia un aparat și se uită până identifică care e problema, și după ce identifică spune te costă 500 sau 5000. Depinde ce este defect acolo. E bine, tu trebuie să o cunoști pe fata asta. Joana, tu trebuie să-l cunoști pe băiatul ăsta. E diferit de tati și de frații tăi dacă ai frați. Te rog să-l cunoști pentru că cunoscându-l vei înțelege, îi vei, vei ști ce-i place. Și nu trebuie să faci orice, trebuie să faci ce îi place. Pentru asta trebuie neapărat să vă descoperiți așteptările. Care sunt așteptările tale? Te rog frumos să îi le spui. Când vine acasă, primul lucru, dă să mănânce, nu-i spune nimic, ascultă-mă, nu-i spune nimic, Dai să mănânce, lasă-l vreo 10-15 minute, ca așa au bărbații nevoie să intre în sertarul cu nimic și după aceea spune, hai să bem un ceai împreună. Și acolo explică-i așa, am nevoie de 5 minute, Sper să reușești în 5 minute. Carmen nu reușește în 5 minute. Carmen e soția mea. Dar să zicem că tu reușești în 5 minute și spune, uite, suntem împreună de atâta timp și aș vrea să spun ceva ce tu nu știi, că eu nu sunt din sticlă să vezi, așa că trebuie să-ți explic eu. Uite, eu m-aș aștepta să... Ai putea te rog frumos să faci asta 100% sau 50% pentru mine? Și el cu siguranță o să spună, o să încerc. Descoperiți-vă așteptările n-aveți nicio șansă să faceți ceea ce nu știți că trebuie făcut. Cunoașteți-vă, cunoașteți soțul, cunoașteți soția. E ușor să fii în familia ta, că cunoști pe tati și pe mami, dar pe băiatul ăsta nu-l cunoști. Și invers, descoperiți-vă așteptările, este fundamental. Apoi, în al doilea rând, administrați-vă diferențele. Administrați-vă diferențele. Aș vrea să vă sugerez ceva, este o imagine comună și nu avem dificultate să o vizualizăm. Vă puteți imagina un semafor? Sigur. Ei, atunci când vreți să vă administrați diferențele, veți constata că e greu și tu te aștepți ca el să se schimbe după tine, iar el se așteaptă ca tu să te schimbi după el. Trebuie să ajungeți undeva la jumătate prin consens. Folosiți metoda consensului. Adică. Stați împreună de vorbă și spuneți, uite, noi ne din cauza la lucrul ăsta că îl vedem diferit. Haideți să ne gândim cum am putea să ne apropiem. la tu un pic, la eu un pic, noi o să trăim până la moarte împreună. Nu ne putem certa în fiecare zi. Așa că folosiți consensualitatea, adaptându-vă unul la celălalt. Încearcă să te adaptezi la el. Iar el să încerce să se adapteze la tine. Dar nu nu întotdeauna veți, re veți reuși cu desăvârșire. Când nu veți reuși, imaginați-vă semaforul. Conflictele se pot rezolva prin cele trei culori ale semaforului. Culoarea verde. Toate lucrurile sunt la fel. Aici nu aveți nicio problemă, e drumul liber. Culoarea galbenă. Aici aveți niște diferențe, dar sunt negociabile. Sunt negociabile. Însă culoarea roșie sunt motivele alea pentru care doi soți se ceartă de știe tot, cartierul. Exagerez, dar vreau să pun în evidență faptul că este un conflict puternic. În orice familie există neînțelegeri de culoare roșie, o dată în viață sau de 100 de ori în viață. Imaginați-vă întotdeauna un semafor când veți avea diferențe care nu le puteți negocia cu succes și mai întâi hotărâți, e culoarea galbenă sau roșie. Dacă e galbenă, rezolvați-o în 5 minute. Dacă e roșu, luați o zi de post. Dacă ați obosit, mai amânați și pe mâine. Nu încercați să rezolvați lucrurile de culoare roșie în, în drumul spre biserică. Nu veți reuși. Deschide subiectul și nu aveți timp să-l închideți. Și o să fiți răniți și ajungeți bosunflați la adunare. Soțului îi convine că el intră dintr-un sertar în altul și nu se vede că e supărat. Dar soția nu are sertare în mintea ei și toată lumea o să vadă că este supărată. Această imagine a semaforului păstrați-o în minte că ea vă va fi de ajutor să stabiliți ce intensitate are un conflict și cum se poate rezolva. Administrarea diferențelor nu este ușor de rezolvat, pentru că fiecare ține la tradiția lui, la cultura lui și la conceptul lui despre lume și viață. Încă un gând: identificați-vă rolurile. Tu nu trebuie să fii bărbat Joana. Te rog să mă crezi că nu trebuie să încerci asta niciodată. Tu trebuie să fii femeie, dar feminismul nu are legătură cu femeia. Feminitatea are legătură cu femeia. Feminismul este o ideologie mizerabilă, care a avut rolul să scoată femeia din inferioritate, aducându-o la nivelul bărbatului, dar având viteză mare nu s-a mai oprit și s-a urcat în capul lui. Astăzi lumea este condusă de femei. Este condusă de femei și acum nu mă refer la familii creștine, mă refer la ideologia mondială. Uitați-vă că în orice administrație, în orice oficiu, un număr de femei este absolut obligatoriu. În orice facultate, în orice universitate serioasă, numărul de fete care trebuie să ajungă în facultatea aceea este impus. Chiar dacă sunt băieți care ar lua o notă mai bună, fetele au prioritate pentru că este impus. Accentul nu cade pe inteligență, ci cade pe gen. Asta este ideologie deja. Identificați-vă rolurile. Marcus, rolul tău este să fii un bărbat. Rolul tău este să fii un bărbat de calitate. Uh, Denis, îmi dai voie să spun întâmplarea aia? Iran cu, cu Marius, cu sora. Marcela și cu Denis, el era micuți, cred că avea patru ani și plus minus 5, nu mai știu câți, dar oricum era micuți, se juca în spate și veneam de undeva din uh, Australia, fără margini. Și conducând, eu am încercat în perioada asta cât am fost la el să-i transmit un mesaj. Și tot timpul îi spuneam că tu trebuie să fii un bărbat adevărat. Dacă plângea, îi spuneam, bărbații adevărați nu plâng. Dacă n-asculta, îi spuneam, bărbații adevărați ascultă. Și vreau să-i spun că tu trebuie să devii un bărbat adevărat. Și l-am tot stresat cu bărbatul adevărat. Și la un moment dat a început să plângă în mașină. Și tai că l-a întrebat, Denis, de ce plângi? Și el a spus, da, nu mai vreau să fiu bărbat adevărat. Să fii bărbat adevărat este un stres pentru că înseamnă să ai calitate, înseamnă să fii un bărbat și jumătate, înseamnă că trebuie să fii matur, înseamnă că trebuie să știi să te porți. Marcus, propuneți să fii un bărbat adevărat. Propuneți să iubești fata asta așa cum i-ai promis. Propuneți să ai o familie care vine la biserică. Propuneți ca familia ta să postească cel puțin o dată pe săptămână. Propuneți să vă rugați împreună și să citiți Biblia propune să plătiți partea domnului. Propuneți să mergeți în misiune. Propuneți să fiți sinceri și transparenți unul cu altul. Propune să-i spui soției tale întotdeauna te iubesc. Știi de ce? Unei femei din naștere îi este frică că nu merită să fie iubită. Ăsta este instinct la ea. Ori de câte ori vei spune te iubesc, atunci o să-i se risipească frica că nu merită să fie iubită. Spune-i de câteva ori pe zi, fără motiv. Spune-i pur și simplu, ea are nevoie de treaba asta. După cum ea are nevoie să fie asigurată că e iubită, tot la fel, Joana, el are nevoie să fie asigurat că îl respecti. Să știi că bărbații n-au nevoie să fie iubiți, poate ți se pare ciudat. Dacă vrei să-l iubești, respectă-l. Pentru un bărbat, iubirea trebuie să ia forma respectului. Bărbații nu sunt emoționali. Ei au nevoie să vadă că l admiri, că îl respecti, că îi dai prioritate și că te faci ajutorul lui potrivit. Pentru asta stai acolo îmbrăcat în alb, pentru că tu ai acceptat ca să devii soția lui și să fii ajutorul lui potrivit. Misiunea ta este să-l respecti. Misiunea lui este să te iubească pe tine. În felul acesta, familia voastră va deveni puternică. Mă rog, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iar aceste două categorii de părinți care s-au jerfit pentru ca să vă crească și mai ales să vă educe. Iar cea mai influentă, cel mai influent aspect al educației a fost cel spiritual. Nu să înțelegeți niciodată emoția pe care o au în suflet acum. O să înțelegeți când copiii voștri vor sta unde stați voi, iar voi veți sta unde stau ei acum. Aproximativ 20 de ani din viața lor au trăit pentru voi ziua și noaptea s-au gândit ce ar trebui să mai facă ca să vă fie un exemplu mai bun și mai influent. Ce ar trebui să mai facă pentru ca să vă influențeze spre Hristos? Să nu ajungeți în experiențe păcătoase cum sunt tinerii din lume, ci din potrivă să deveniți niște oameni ai Lui Dumnezeu. Au sperat că într-o zi vor sta pe banca aia, nu toți părinții apucă să stea pe banca aia. Pentru că copiii lor sunt implicați în în tot felul de experiențe păcătoase care le iau dreptul părinților să stea pe banca aia. Vreau să vă felicit pentru calitatea tinereții voastre. Pentru că ați intrat în viața de familie pe poarta cea mare. Ați intrat în sărbătoare, nu în rușine. Felicitări pentru părinții voștri și felicitări pentru voi. Dumnezeu să vă ajute să trăiți de acum încolo cum a trăit până acum și în felul acesta să preluați la feta de la părinții voștri și să o duceți mai departe când generația noastră nu va mai fi aici. Dar veți rămâne voi copiii noștri care aveți împreună cu noi un angajament solemn cu Isus Hristos. Și până când va reveni Domnul, vor exista copiii copiilor noștri, copiii copiilor noștri care supraviețuiesc părinților care pleacă acasă spre cer, ca să ducă mai departe mesajul lui Hristos. Evanghelia lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze familia voastră. Amin.